Preoții de caritate din unitățile sanitare și instituțiile de asistență socială din București se vor întruni miercurea aceasta în prima conferință din acest an. Este a 33-a sesiune a Cercului Pastoral Misionar Comunicare și Comuniune, iar tema acestei sesiuni va fi dedicată copiilor, metodelor și mijloacelor de pastorație a celor mici. O nouă conferință a preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor se va desfășura în data de 25 februarie, începând cu ora 10, la școala numărul 58 Petre Ghelmez din sectorul 2 din capitală. În curtea acestei școli se află o biserică și în această biserică vom săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor, mai înainte sfințită, începând cu ora 8:30, și apoi conferința se va desfășura chiar în biserică. Ne-am propus ca temă metode și mijloace de pastorație a copiilor, întrucât lucrul cu copiii, după cum se știe, este mai dificil și trebuie ca atât conținutul cât și metodele să fie adaptate nivelului lor de înțelegere. De aceea am considerat că cea mai potrivită persoană care să ne vorbească despre metodele și mijloacele de pastorație a copiilor este părintele inspector Gheorghe Dogaru, de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București. În cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor slujesc 124 de preoți de caritate.